idee cum face când îl duc la creșă. Da, că știe că îl duc la creșă, de asta. Așa face. Vlogul? Da. Păi imaginează-ți că cei care se uită acolo la cameră, da, în ecranul acela, sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Cât de mulți oameni poți să-ți imaginezi tu că sunt la un loc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20. 20 oameni. 20 de oameni? Și câți copii vreau să fie? Imaginează? 20! Da? 20 copii vreau să fie. Imaginează-ți că sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni care se uită la noi și tu îi întrebi ce faceți? Ia spune, știi de când n-ai mai spus tu bună vlog și să stai cu mami așa să zici bună vlog? De foarte mult timp. Hai, fugi, ia-ți asta. Spune, urează-le o zi bună. Să aveți o zi bună. Să aveți o zi bună. Mai tare. Să aveți o zi bună. Să aveți o zi bună. Să aveți o zi bună. Hai că vin imediat. Poftim. Tiara este în vacanță, dar știți deja. O, bășică, unde-i Noa? La casă. Noa e la creșă, cu R, creșă. Cu R, casă. Trebuie neapărat să mergem la logopedul ăla, maimuțo. Am zis că o duc la logoped. De acum să vorbesc, să vedem când începe maimuțica. Noa e la creșă și m-am echipat deja. Este 12? Cred că e 12. 12 și? 12 fără 10. Mă aștept să mă sune pe la un 12 și un sfert. Să-mi spună că... Să-mi spună că nu a adormit Noa. Mă aștept, chiar mă aștept. Mi-am pus niște afimii aici. Am început dieta. Dieta. Fac deficit caloric. Din nou. Am slăbit ultima dată 3 kg și m-am menținut la 61 de kg. Ce? Cărniță de la care a păpat ieri. Cărniță care ai păpat ieri? Păi ziceam ceva. Da, de deficit caloric. Ultima dată am slăbit 3 kg de la 64 la 61 și m-am menținut cam 2 luni de zile. Cam o lună de zile am menținut-o așa, cu 61 de kg, adică octombrie. Și vreau să încep din nou... Din noiembrie până de Crăciun mi-am vizat deja un target, sper să ajung acolo, mă țin de treabă, m-am apucat împreună cu Andreea, din nou. Noi două suntem prietene la partea asta de dietă, ne susținem reciproc, v-am mai povestit eu și mi-am pus aici în jur de 200 și ceva de kilocalorii. Mă pun să mănânc pentru că n-am mâncat nimic astăzi și e 12. Nu mai știu ce voiam să vă zic. Trebuie să strâng și astea de Halloween de prin casă. Dar o să vedem exact ce și cum. Maimuțo, mai poți să ai muci șori? Hai. Nu. Nu mai poți. Hai. Să vedem să facem. Scuze. Ne auzi mai târziu că nu prea pot să gândesc că mă distrage. Îmi distrage atenția, muțuca. E foarte fain că e în vacanță, putem să facem mai multe activități. Luni, de exemplu, am ieșit cu ea la cumpărături. Ieri l-am ținut pe Noa acasă pentru că a fost Halloween și am făcut mai multe lucrușoare împreună. Și chiar ea. Da, dar e foarte fain cu ea acasă. Mă înțeleg cu ea. Pot să-mi fac liniștită treburile fără să mă încurce în vreun fel. Bine că nu pot să zic că mă încurcă. Le fac mult mai greu cu Noa. E mai mic, așa mai... Vrea mai multă atenție Noa. Și Tiara văd că vrea. E un pic geloasă, nu-i așa? Da? Dar e foarte fain să o am acasă, să fiu doar eu cu ea. Mi-a fost dor de lucrurile astea, nu mai trage, te rog, că mă doare. Hai, merg să mănânc și... Merg să mănânc? Mă pun să mănânc, adică sper tare mult să nu mă sune de la creșă, să se obișnuiască Noa, dar să vedem. Am venit în camera fetei să vorbesc cu voi și am deschis YouTube-ul. Am primit mesaj de la doamna educatoare. Am dat mesaj la grădință că am văzut că nu mă mai sună. Nu știu, nici nu știu cum să reacționez, sunt așa de întoarsă.
Dar venisem în camera fetei să vorbesc cu voi, să vă zic că nu mai merg după noua, pentru că a adormit. Eu eram toată gătită, pregătită, încălțată aproape, să mă duc după noua la 12 și ceva și a adormit. E prima dată, bine. Una, două, trei, patru, asta ar fi a cincea oară când îl duc pe noua la creșă. De fiecare dată plângea și la 12 mergeam să-l iau, nu-l lăsam la somnul de la prânz. Și văd că astăzi a adormit. Miram așa, Doamne, să fie așa tot timpul. Poate încet, încet începe să se adapteze, pentru că această schimbare cu, și anume creșa, este o schimbare mare pentru el și asta îl face să aibă nopți albe, automat și eu. Da, și am venit să vorbesc cu voi, eram foarte fericită, foarte încântată de chestia asta că s-a adaptat și doarme și e ok. Și m-am uitat, am deschis YouTube-ul și m-am uitat pe YouTube și sunt așa, uneori mă gândesc dacă mai am momente din astea când mă gândesc dacă să mai continui cu YouTube-ul sau nu. V-am spus, pentru faptul că iau camera în mână, pentru că vorbesc cu voi, împărtășesc anumite lucruri, e ca un fel de terapie, de eliberare oarecum și îmi face bine, dar uneori când văd anumite lucruri pe YouTube, nu neapărat pe YouTube, și oamenii, ci cum sunt oamenii, de fapt, anumiți oameni pe mine mă fac așa să fiu reticentă și să mă întreb dacă ce fac aici chiar merită sau să mă opresc, să... Da. Pentru că, nu știu, eu nu sunt omul care să-mi bat joc de munca altui om, dar sunt foarte multe persoane care nu țin cont. Care chiar nu țin cont. Dar asta este cea mai mare problemă a oamenilor. Este invidia. Când suntem invidioși pe alți oameni, facem anumite acțiuni care nu sunt plăcute deloc, mai ales pentru ceilalți oameni. Dar ceea ce nu înțeleg oamenii care sunt invidioși pe alți oameni și se uită în curtea vecinului, vede ce e acolo și e foarte, foarte, foarte invidios, își dorește ca vecinul să nu mai aibă, mi se pare că oamenii, datorită invidiei, pierd foarte mult. În loc să se focuseze pe ei, să evolueze, mi se pare că un om invidios se îngrădește. Nu mai poate să iasă din lumea aia. Mi se pare că rămâne acolo și nu evoluează. Dar dacă ești un om care apreciază ce are celălalt și își dorește să evolueze, să aibă și el, sau își dorește să muncească mai mult și mai mult, mai mult, să facă și mai bine. Acești oameni mi se par oameni motivați, care își doresc să crească și abia în momentul acela în care tu apreciezi ce are vecinul, fără să fii focusat pe invidia aia că vecinul are și tu nu ai sau nu știu ce, în momentul ăla poți să crești, să înflorești. Eu așa consider. Am plecat de la faptul că uneori sunt dezamăgită. Dar ce să facem, domnule? N-avem ce să facem. Asta este lumea în care trăim, nu suntem toți la fel. Sunt oameni foarte buni, sunt oameni foarte empatici, sunt oameni foarte corecți, sunt oameni care nu sunt deloc așa, sunt total opusul. Dar trebuie să trăim și să ne acceptăm cu toții. Purtăm astăzi o conversație așa mai deep, mai profundă, în profunzime. Deși nu intenționam să fac chestia asta, v-am zis, am venit aici ca să vă spun că Noa a dormit la creșă, yay, la grădință, cred că am zis Noa de grădință, de creșă, vreau să zic. Dar m-am luat cu altele. O să mă întorc eu la oile mele. Eu nu am nimic în plan astăzi să fac, sincer. Am zis să iau camera în mână astăzi, în mod special pentru a vă ura un noiembrie frumos. Mai sunt două luni și gata e anul. Acușicai 2024, încep rezoluțiile pe anul 2024, facem retrospectiva anului ce urmează să fie istorie și, cum să zic, e un sentiment pentru mine, cel puțin, este un sentiment de eliberare, dar e și presiunea aceea. Oricum, încep din timp. Am și vorbit cu soțul, încep din timp cu acele cumpărături pentru advent calendar, că abia aștept să le fac advent calendar copiilor. Încep cumpărăturile pentru Crăciun. O să le luăm anul acesta din timp, pentru că anul trecut le-am lăsat pe toate pe ultima 100 de metri. Când nu mai găseai nimic sau ce găseai nu-ți plăcea, așa că anul acesta o luăm din timp cu acele cumpărături de Crăciun. Nu știm exact ce o să facem.
anul acesta probabil va fi fix cum este în fiecare an. Va fi puțin mai plăcut anul acesta, o să vă zic de ce, dacă o să am voie să zic de ce. Și cam asta e. Nu dau prea multe din casă, știu eu de ce. V-am lăsat, v-am tot lăsat. A, ce voiam eu să vă spun astăzi? V-am zis că n-am nimic în plan, dar dimineața mă gândeam. Vreau să mă spăl pe păr. În decursul timpului, de când m-am apucat eu, reapucat să fac YouTube, tot primesc întrebări legate de păr, cu ce te speli, ce mască îți pui. Și vreau să vă arăt astăzi rutina părului meu. Adevărul e că e gena. Mama are păr bogat, tata are păr bogat și am moștenit chestia asta de la ei. Mă ajută foarte mult gena. Dar și acțiunile pe care le fac eu, toate spălările, măștile, cremele ce le bag în păr sau produsele ce le folosesc pentru păr, ajută la întreținerea părului sau, din contră, strică părul. O să stăm mai târziu la povești. Acum vreau să mă duc un pic în living. Am lăsat-o pe Tiara un pic la desene pentru că știe când doarme Noa are voie la desene. Am lăsat-o la un episod din ce îi place ei. O să văd ce fac. Probabil mă întind un pic lângă ea. Și mai târziu, după ce mă odihnesc puțin, ne auzi. Okay. Deci, uitați un pic ce avem aici. Sertarele cu maimuțe, acestea sunt. Deci eu, dacă aveam nevoie de ceva, le luam de aici. Foloseam, le aruncam înapoi. Nu le mai ordonam. Până mă duc după Noa, vreau să fac puțină ordine. Am să încep cu acesta. Și am să folosesc cutii, pungulițe din astea. Pungulițe din astea am să folosesc. Am să fac ordine. Poate mă ajută și Tiara. Să vedem. Dar da, de astea două sertare mă voi ocupa în minutele următoare. Uitați un pic ce e aici. Întrebare. Aveți și voi un sertar cu maimuțe acasă? Dacă aveți, haideți să facem împreună curățenie. Poate vă motivez. Mami îți aduce o cutie și pui toate culorile colorate în acea cutie, da? Și după aceea noi le organizăm. Aici a fost o cutie. I feel it coming. I feel it taking control. It's the hurt I imagine. From us to nothing. There's something missing you stole. And it's a little tragic. I know I'm better off living without your love. But time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. Too proud to beg and too numb for stealing. When I rode with you it was all downhill and losing control was a part of that thrill. A part of me still. Update. Arată mult mai bine acum și sunt toate organizate. La modul că aici am cabluri, aici sunt jocuri. Sunt ale mele. Sunt ale tale. Hârtie creponată, sunt toate puse în pungulițe din astea, vedeți? Folosesc pungi din astea cu fier moar. Pentru că se organizează tot mult mai bine. Și așa le-am pus pe toate. Astea de la ouă. Ochișorii jucăuși. Pensule la pensule. Foarfece la foarfece, ștampile la ștampile, lipici la lipici și toate cele. Deci astea sunt majoritatea pentru activități. Am găsit și le căutat iară zilele trecute, nu știam unde sunt. Erau aici, ați văzut ce era la început. Ascuțitoare. Ascuțitoarele. Mi-e foarte simplu așa. Știu, deschid sertarul, iau ce-mi trebuie. Nu mai sap până la fundul sertarului, oricum mă chinuiam să le găsesc. O să le aranjez din nou. Aici sunt creioane, carioci, culori, tot ce am acumulat de când eram și mică. Am o grămadă. Și ar mai fi câteva chestiuțe pe care trebuie să le repartizez cumva. Dar momentan pungile astea își fac datoria chiar foarte bine.
Așa arată acum sertarele. Aici am pus laminatorul și câteva joculețe. Va trebui să fac acest tablou cu Hogwarts, dar când am timp, că n-am timp de el. E primit de la o prietenă. Și aici am pus toate pungulițele cu accesorii pentru crafturile noastre. Ce facem? Avem de toate aici. De toate avem. Lumânări pentru tort. Lipici, scoci, creioane, marcăre. Va trebui să fac ordine aici. Sunt de toate în cutia asta, creioane, acuarele. Sunt foarte multe și vreau să le tot așa sistematizez. Mami, dar momentan așa arată. Te rog să le strângi asta, să le pui, să, că eu vreau să fac o stampină pe foaie. Îi explici tu vlogului? Ce-ai făcut? Eu uite, am pus pe ordine. Vede, vede care e albastru. Culoile, așa. Alb, da. Albastru, galben, da. Aici? Ios, culoarea pielii, așa. Culoarea pielii, așa. Alea sunt alte culori. Da, deci le-a pus pe categorii, am rugat-o să le aranjeze și el le-a pus pe culori. Am căutat toate culorile ca să le... Eu sunt maniac, mi-mi place ca toate să fie... Iosul trebuie pus ordonate. Da, mami, nu, că astea sunt groase, vezi? Astea sunt groase. Ok. De... Și, o secundă. Și aici am pus în pungulițe toate marcărele, culorile, cariocile, pixurile și avem acolo. Puse așa pe categorii. Mami. Și urmează și astea să le punem, mami, cumva. Tot așa, cred că pe, mami, culori. Da? Pe da, super. Pe trebuie să le și ascuțim, auziți. Păi și n-ai găsit? Uite, eu le văd aici. Ai avut de toate. Am avut, nu? Ce îmi place cum arată? Ce îmi place cum arată? Despre acele pete de calcar vorbeam. Nu știu dacă auziți. Cam așa se aude aici. Și așa aici. Calcar nu e calcar. Se aude, da? Și am să folosesc oțet. Am pus deja capacul acela de la scurgere și am acest oțet la 4 lei sticla, 3 lei 50 sau cât e. Are și impurități, nu-i bai. Lăsăm acolo să acționeze cam 10 minute și revin. Iar aceste pete de calcar am să le dau cu Chilit Bang. Să vedem dacă își face efectul sau l-am cumpărat degeaba. Așteptăm să vedem. Gata și baia. Am făcut ordine și în baie. Am venit să filmez pentru că n-am mai apucat să filmez. Bateriile sunt curate. Le vedeți. Să vă spun de bateria asta. O vedeți cum arăta înainte și cum arată acum. Am folosit Chilit Bang. Se duce. Dar vreau să vă zic că am aplicat, cred că, soluția de vreo 10 ori. O lăsam să acționeze 50 minute. Ștergeam, iar dădeam. Și în felul acesta s-a curățat bateria mea. Acolo se și vede. Nu mai sunt urme de calcar, nu mai este nimic colorat, nimic galben. Imediat s-a dus cu oțet. Recomand, recomand. Am șters și acolo tot. Am șters peste tot. N-am filmat pentru că n-am simțit.
Nu știu, nu m-am simțit astăzi prea ok cu filmatul. Astăzi am filmat foarte, foarte puțin, dar am făcut curățenie și uitați un pic că sunt foarte multe găzulițe din astea. Nu știu dacă le vedeți. Aici, aici sunt foarte multe în casă. Au venit la fructe, au venit la dovlecei, au venit peste tot. Da, cu oțet și chili bank am curățat eu baia astăzi. Dar este impecabil. Să știți că eu m-am apucat de un tort acum. Tortul ăsta este pentru Alexandra, pentru că mâine e ziua ei. Și? Și o să-i sărbătorim ziua și așa mâncăm din totul ei. Da? Da. Și tati și noa și se. Bo? Șebo nu mănâncă tort. Șebo nu, mami, iaia, noa și tati. Mhm. Da. Deci v-a zis Tiara, dă tot din casă fata asta. M-am apucat de un tort. Să sperăm că o să iasă ce trebuie. Adică o să iasă, nu că să sperăm. Iese ce trebuie. Mi-am pus aici toate ingredientele, imediat e gata și blatul, imediat îl pun la cuptor, dar cu asta ne ocupăm în seara asta. Și ceasul este 8. Sper să termin până pe la 9 cu blaturile, cu cremele. Du-te la tati să mai iau o dată. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Nici nu știu cât este ceasul, dar gata. Nu am filmat, nu cred că am filmat blatul. Cred că l-am filmat, habar n-am, nu știu dacă l-am filmat sau nu, pentru că am făcut o grămadă de lucruri. Aici e crema. L-am făcut cu cremă de alune de pădure cu ciocolată, mascarpone, mă rog, mai multe chestiuțe. L-am însiropat. Ca idee, are gust de ciocolată, are gust de cremă de alune și are gust de portocală. Mâine urmează să-l ornez. O să fie foarte drăguț, cel puțin așa mi-l imaginez eu. Este micuț și înalt. Cred că tava are 15 cm diametru. Am să investesc în tăvi un pic mai late, puțin, puțin mai late. Îl pun la frigider, las să se așeze, să se întărească această cremă. Mi-e cam frică, sincer, cu ea. De obicei foloseam stabilizator. N-am folosit stabilizator pentru crema asta, sper să fie ok, sper. Și am pus folie pe deasupra să nu preia alte mirosuri din frigider. I-am făcut un loc și îl pun în frigider. Ne vedem mâine cu ornatul. Abia aștept. Și uitați un pic, toamna și-a făcut apariția pe masa mea din bucătărie. Am venit în bucătărie să stau de vorbă cu voi, chiar dacă nu mă avantajează deloc lumina de aici. Am zis să închid vlogul pentru că nu vreau să mai continui și mâine, nu știu cât am filmat, habar n-am, o să văd acum pe laptop, pentru că vreau să deschid și laptopul, să mă apuc de treabă, să editez, poate postez mâine, dar nu cred. Am să văd, adică mâine fiind 3 noiembrie. Am făcut tortul, nu mă așteptam astăzi să fac crema, să montez tortul, mă așteptam să fac doar blatul. Pentru că am fost și la cumpărături, am făcut cumpărături pentru tort. Și am venit acasă, le-am dat celor mici să mai mănânce câte ceva, am spălat vasele, m-am apucat de blat, am făcut curățenie și în bucătărie astăzi, am strâns, am aspirat,
Am făcut lună în bucătărie, chiar am fost foarte productivă astăzi, dar n-am simțit nevoie neapărat să filmez. Sunt zile și zile. Am filmat așa foarte, foarte puțin. V-am spus eu ieri că intenționez să-mi fac o mască de păr, să vă arăt îngrijirea părului meu. Ei bine, părul meu nu a mai fost spălat. Îl vedeți, este sârmă. Nu este sârmă, dar e foarte aspru. Stați să mă gândesc. Mâine va trebui să-l duc pe Noa la creșă, să mă întorc acasă și să mă apuc să fac crema pentru decorat tortul și să decorez tortul. Mă gândesc să îmi fac mâine masca de păr și după aceea să mă apuc de tort. Și după ce am terminat cu tortul, cu tot, să mă duc să mă spăl pe păr. Faza e că trebuie să-mi și usuc părul înainte de ora 12. Nu știu dacă adorme nouă la creșă sau nu. Trebuie să nu pun nimic în program la ora 12, în cazul în care mă sună de la creșă să mă duc după el. Cred că reușesc să fac toate lucrurile astea de la 8 până la 12, adică să vin să-mi pun masca pe păr și să o las până pe la 11. Și în timpul acesta, adică 9, 10, 11, 3 ore o las să acționeze. Și cel mai probabil am să vă spun în vlogul următor cum procedez, o să filmez mâine și am să filmez și intenționez să filmez așa un video scurt când dornesc tortul. Sper să iasă drăguț, chiar sper să iasă drăguț. Problema cea mai mare este problema, nu? Cel mai mult timp îmi ia să fac acea cremă pentru că trebuie să stai lângă foc. E din 3 ingrediente, dar trebuie să stai lângă ia și să învârț în ea, să aștept să ajungă la o anumită temperatură. Dar da, mâine am din nou o zi plină, mâine este vineri. Probabil am să fac o zi din viața mea. Cum mă trezesc, ce fac, sigur asta am să fac. Până una alta, eu am să închid vlogul aici pentru că este târziu, vreau să mă apuc de editat, vreau să-mi eliberez cardul, să-mi fac un pic de ordine în laptop, vreau să mă bag maxim până la ora 1 la somn și este 11 și un pic, cred. Și nu mai stau la povești. Dacă o să fie un video de 20 de minute, foarte bine. Dacă o să fie de jumătate de oră, la fel de bine. Dacă o să fie un pic mai mult, sper să nu vă deranjeze. Mi-a trecut mie starea cu supărarea de ieri, cu dezamăgirea de ieri. Cam atât. Nu vreau să mângesc foarte tare acest outro. S-a trezit și nouă. Am fugit, că sigur pe mine mă strigă. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine. Ne vedem data viitoare cu un nou video. Să fiți sănătoși, fiți cu minți și să aveți parte de foarte multe lucruri faine. V-am pupăcit. O zi bună!